Doamnelor și domnilor, urmează ca un main event. Categoria 71 de kilograme. În aplauzele dumneavoastră, în colțul albastru vine Chris Bun! Bun, să ne pregătim pentru main eventul serii. 71 de kilograme, Chris Bun este primul sportiv care va intra în arenă și Chris Bun sper că a lucrat foarte, foarte multă pregătire fizică în această seară. Sper că este capabil să lupte non-stop pentru toate cele 3 minute, pentru cele 3 runde ale acestei înfruntări, pentru că adversarul său funcționează la același nivel de prima până în ultima secundă a meciului. Nimeni altul decât roșu vine din România, Cristian Milea! Și acum ați ascultat-o pe Roxana Vașciuc, Cristian Milea este cel care intră în arenă. 86 de victorii, 18 înfrângeri, 24 de victorii obținute prin knockout, 1,78 de centimetri pentru Milea. Doar 33 de ani, 29 de ani al adversarul său și este cu 3 cm mai scund decât Milea. Și cum vă spuneam, Milea este capabil să lupte în același ritm din prima până în ultima secundă. Este antrenat de mână, de antrenor de mână și este extraordinar de tehnic. Este un om cu o dorință de luptă, cu o viteză și cu o capacitate de efort absolut incredibilă. Having a professional record of 31 wins, 1 draw, and 5 losses. He's fighting for Frankers Fight Team, coach Serjan, from Germany, also known as the Raptor. Make some noise for Chris Bun! In the red corner, age 33, height 1.78 meters, weighing 71 kilograms, with a professional record of 86 wins, 24 by way of knockout, and 18 losses. He's fighting for Taishido Gym, coach Florin Mână. From Romania, make some noise for Cristian, the fastest, me. Haideți să vedem pe Milea, supranumele său este The Fastest, adică cel mai rapid, antrenat de Florin Mână încă de când era un copil, practic, unul dintre cei mai spectaculoși, cei mai tehnici și cei mai longevivi luptători din România. Are un palmares absolut deosebit, foarte puțin cunoscut, din păcate, publicului larg de la noi. Cred că Milea ar merita mult mai multă atenție pentru că este un sportiv de super clasă. În short albastru este Milea, adversarul său, Chris Bun, este în short negru, începe lupta. Iar Bun face foarte repede pasul înainte, încearcă să-l preseze pe Milea. Reușește o secerare, Milea își revine în schimb relativ repede. Bun știe că trebuie să lovească repede și bine pe Milea pentru a putea să stea în meci. Altfel, Milea va avea un volum extraordinar de lovituri și o deplasare foarte frumoasă. Primul lucru pe care trebuie să-l faci împotriva lui Milea este să-i iei picioarele și să încerci să-i oprești deplasarea. Evident, este mult mai ușor de spus acest lucru decât de făcut. Și vedem cum Milea începe să deplaseze, să se miște, să miște trunchiul, să-i dea tot felul de ținte false lui Bun. Să încerce să-l obosească deja, se apără bine de atacurile neamțului. Văd câteva combinații foarte bune pentru Milea, a răspuns și Bun pe măsură. Bun se mișcă extrem de bine în debutul acestei runde. Pare să aibă soluție împotriva lui Milea, pentru moment, cel puțin. Milea, în schimb, începe să-l atingă, începe să pună volum și începe să intre loviturile mai puternice lui Milea.
Am văzut două uppercut-uri bune care își ating ținta, ține distanța, pune brațul pe adversar, se deplasează, este relaxat. Este un sportiv cu o disciplină în antrenament cum rar vedem și mai rar vedem un sportiv care reușește să-și aducă disciplina din antrenament în ring. Pentru că Mila exact asta face. Se așează, își calculează adversarul, a înțeles ce vrea să facă Vun în acest moment și știe că trebuie să-l preseze și să fie primul pe lovitură constant. Încă un uppercut frumos al lui Mila, de data asta nu atinge ținta, răspunde și Vun cu câteva lovituri. Mila, în schimb, poate să încaseze și să lovească mai mult decât adversarul său, ori de câte ori este nevoie. A mai rămas un minut din prima rundă, îl prinde Vun, în schimb, cu două lovituri foarte puternice de dreapta. Foarte frumoase loviturile de dreapta ale lui Mila, care începe deja să se deplaseze, să-și țină distanța, să facă spațiul. Știe că Vun va începe să obosească treptat și știe că presiunea sa constantă îl va obliga pe Neamț să greșească. Cred că ar avea totuși și Mila exact spațiu pentru câteva low kick-uri bune. Se așează, presează, se vede experiența lui Mila. Vun este puternic, este agresiv, a avut câteva momente foarte bune, dar Mila a calmat meciul și a început să-l transforme în ceea ce își dorește el. Și cred că uppercutul acela de dreapta se va transforma cât de curând într-un overhand de dreapta pentru Mila. Fiindcă începe să-l păcălească pe adversar să blocheze pe interior și evident brațul stâng cu care blochează Vun uppercutul lui Mila va coborî și va fi loc pentru un croșeu de dreapta peste braț. Foarte interesant ce se întâmpla la colț. Florin Mână nu făcea altceva decât să îl relaxeze pe Mila, să-i dea un pic de apă, să-i dea un pic de aer pentru a putea să-și revină și își cunoaște foarte bine sportivul. Știe exact ce poate Mila, știe că nu trebuie să facă altceva decât să-i dea încredere, pentru că am văzut cu toții modul în care Mila a reacționat la agresivitatea adversarului său. Nu a făcut altceva decât să se adapteze, să se reașeze, să se apere, să găsească soluții. Vun, pe de altă parte, sunt foarte curios dacă poate să țină acest rit, fiindcă dacă poate să-l preseze pe Mila pe corzi, să lovească mai mult decât Mila, are o șansă. În schimb, va fi foarte, foarte greu. Încep să intre loviturile lui Mila, încep să intre combinațiile precise. Vun vine în schimb aproape și dă 4 sau 5 lovituri, își ține coatele lipite de coaste, își ține brațele lipite de bărbie și lovește foarte multe directe. Meci tare pentru Mila, un meci tare pentru Vun, un meci frumos pentru noi. Încearcă să vină aproape Vun și să lovească la corp. Mila își așează din nou percutul acela foarte frumos de dreapta. Serie bună a lui Vun, Mila se deplasează frumos, își așează loviturile pe interior, îl obligă pe Vun să stea foarte închis la corp. Căzut un pic pantalonii lui Vun. Și suntem deja într-un match clasic al lui Mila. Foarte mult volum de lovituri, cu foarte multă deplasare, cu foarte multe eschive. Iar lui Vun pare să-i placă acest tip de luptă. In the pocket, umăr pe umăr, lovitură pe lovitură. Încearcă să stea aproape, să transforme meciul într-un match de box cu lovituri de genunchi. Asta încearcă să facă Vun, iar Mila pare să fie de acord, cel puțin pentru câteva momente, cu acest tip de luptă. Apoi încearcă să-și facă distanță, să pună și picioarele pe adversar. L-a prins cu croșeul acela foarte tare.
Foarte puternică lovitura lui Vun și Mila la podea. Acte foarte interesant. Exact ce spuneam, dacă Vun reușește să țină presiunea aceasta, dacă reușește să continue să lovească foarte puternic, Mila ar putea să aibă probleme. Se pare că s-a întâmplat acest lucru. Are și arcada spartă. Incredibilă evoluția lui Vun. Incredibilă evoluția lui Vun. Trebuie să recunosc că sunt un pic surprins. S-a încheiat în schimb runda, să vedem ce se întâmplă în cea de-a treia. Florin Mână știe să închidă o tăietură pe arcadă. În schimb, Vun se pare că a avut o strategie foarte simplă. Voi face pasul înainte, voi încerca să-l lovesc constant pe Mila, voi încerca să muncesc mai mult decât el, voi încerca să am mai multe lovituri decât el și în momentul în care am ocazia, voi încerca să-l trimit la podea. Să vedem că lovitura care l-a trimis la podea pe Mila nu a fost lovitura la cap, ci a fost lovitura la corp de mai devreme. Asta a fost lovitura la corp cu brațul stâng. Ceea ce poate să fie chiar mai neplăcut, pentru că în mod normal dacă ar fi fost lovitura la cap, lovitura de la cap îți revii mult mai repede. Lovitura la corp doare mai mult. Ai senzația că te doare fiecare fărâmă de corp în momentul în care ești lovit foarte tare la ficat. Este greu să-ți revii, este greu să te recuperezi. Hai să vedem dacă se poate opri sângerarea lui Mila și dacă meciul poate continua. Trebuie folosite niște coagulante, trebuie folosit de asemenea... Trebuie gel. Vaselină specială, vaselină medicală și coagulant. Cred că a reușit să oprească sângerarea. Sper să fie oprit sângerarea. Pentru că Mila nu va ceda. Nu. Meciul se încheie, victorie prin knockout tehnic pentru Chris Vun. Ce surpriză! Ce surpriză pentru noi toți. Trebuie să-l felicităm pe luptătorul din Germania pentru o evoluție senzațională și nu este doar tăietura de pe frunte surpriza noastră, ci este evoluția per total a lui Chris Vun, care a reușit să-i oprească lui Mila toate calitățile. Și haideți să revedem acest knockdown care vine ca o cumulare. Au fost foarte multe lovituri și în cele din urmă lovitura pe ficat a încheiat meciul. The winner by technical knockout is Chris Vun. Este o victorie uriașă pentru Chris Vun împotriva unui sportiv de mare calitate. Lucian Tudose și Marius Gheorghe sunt cei care fac premiera în această seară. Cei doi oameni fără de care această gală nu ar fi putut fi posibilă. Îl felicităm pe Chris Vun pentru o victorie superbă împotriva unei dintre cei mai buni sportivi din România. Iar noi ne pregătim pentru main eventul serii, în care putem să avem de asemenea surpriză și de o parte și de cealaltă, pentru că în momentul în care avem doi super luptători care pot să lovească extrem de tare față în față, totul este posibil. Să ne pregătim așadar.